40% din bugetul UE se duce direct la fermieri, iar subvenția minimă pe care o primesc per hectar este de 260 de euro. Fermierii noștri ar putea doar visa la așa bani în acest sezon. De ce ar aloca Uniunea Europeană mai mult de o treime din buget direct fermierilor, indiferent de țară, dacă ar fi adevărat mitul că UE ar vrea să distrugă această ramură? După aderare, agricultorii moldoveni vor beneficia de suport în egală măsură ca și cei din Franța sau Irlanda, de exemplu. Mai mult, noi membri ai Uniunii Europene, ca țara noastră, beneficiază de susținere specială atât înainte de aderare, cât și imediat după asta. În cele ce urmează, vă voi demonstra că un fermier bine informat este unul pro-european. Să vorbim deci despre bani pentru agricultori și beneficiile pentru consumatori. Anul acesta deja am cerut să fie alocate 3.000 de lei pentru prima grupă, pentru că în unele zone, la fel, se simte foarte mult seceta. Cumva trebuie să ne audă. Cu tractoarele scoase în piața Marii Adunări Naționale, fermierii moldoveni care cultivă rapiță, grâu și orz au cerut vara aceasta guvernului compensații în valoare de 150 de euro pe hectar. O provocare pentru bugetul țării, sărăcit de crizele din ultimii ani. Situația fermierilor nu este nicăieri ușoară. Cu toții am văzut știri în care protestează fermieri și în Uniunea Europeană, dar să vedem ce face Bruselul pentru ei. Subvențiile de care se bucură fiecare agricultor din UE ar acoperi cu vârf și îndesat cerințele fermierilor noștri. În afară de ajutorul oferit de statul unde activează, fiecare fermier primește anul acesta din bugetul UE câte 260 de euro pe hectar, suport de care va beneficia și fiecare agricultor din Moldova, odată cu aderarea. Iar în 2030, când sperăm să fim membri ai Uniunii Europene, această cifră ar putea fi și mai mare. Cum menținem tinerii de până la 41 de ani în sate? UE le mai dă 50 de euro per hectar, iar dacă respectă niște reguli ecologice simple, mai primesc 115 euro. Și asta este suportul de bază, iar unele ramuri, ca producerea de lapte sau ouă, sunt ajutate suplimentar. Pentru fermierii din UE, subvențiile au reprezentat aproape jumătate din venit în ultimii 10 ani. Acest sprijin le asigură stabilitate financiară. 56% din veniturile unei familii de agricultori irlandezi vin din fonduri europene. Unii moldoveni plecați în Irlanda ar fi putut lucra acasă dacă ar fi primit același suport. La această etapă, Uniunea Europeană sprijină în mod special micii fermieri. Cei care au, de exemplu, 2 hectare, în loc să primească în jur de 800 de euro pe ele, pot aplica pentru o plată unică în valoare de 1250 de euro pe an. Aceasta se face pentru a susține inițiativele atât ale micilor fermieri, cât și a celor începători. Pe lângă subvenții în fața agricultorilor moldoveni, se deschide larg o piață de aproape 450 de milioane de consumatori, pentru care contează originea produselor și calitatea lor. Pentru a o accesa însă, fermierii vor trebui să dea din coate. Cineva ar putea spune că piața rusă nu are rigori atât de dure, dar adevărul este că acea piață de mult nu mai e crucială pentru Moldova. Țara noastră a exportat anul trecut în Uniunea Europeană produse agricole în valoare de 1 miliard 85 de milioane de euro, adică de peste 5 ori mai mult decât valoarea tuturor mărfurilor, nu doar celor agricole, pe care le exportăm în Rusia. Și până la urmă, nu doar consumatorii europeni vor produse calitative, dar și cei din Moldova. Standardele de certificare europene sunt printre cele mai înalte din lume, iar miturile că în UE s-ar consuma doar produse modificate genetic se destramă fix în momentul în care citești eticheta unui produs făcut acolo. Uniunea Europeană alocă bani pentru a crește calitatea produselor noastre atât în perioada de preaderare, cât și după asta. Inclusiv partea de practici ecologice este gândită și acoperită financiar. După aderare, acei 115 euro, despre care am vorbit la început, sunt alocați fermierilor care cultivă produse diverse, păstrează pajiștile și chiar pentru conservarea a 5% din terenul lor. Închipuiți-vă cartofi fără fosfați rusești sau sucuri cu un conținut redus de emulgatori. Cine ar avea de câștigat? Noi, consumatorii. Să crească produse sănătoase fără a face abuz de îngrășăminte și pesticide îi încurajează pe fermieri politica europeană prin care plățile vin indiferent de volumul de producție, iar calitatea este primordială. Putem să credem promisiunilor goale că toate vinurile moldovenești se vor vinde pe piața chineză, iar fructele se vor acioa pe rafturile din Moscova și nu vor fi distruse cu buldozer. Sau putem opta pentru o agricultură în care fiecare hectar fie prelucrat, fie lăsat să se odihnească,
îți aduce un venit real, astăzi estimat la minim 260 de euro, unde ultimii 10 ani sprijinul pentru agricultor crește, iar o secetă sau un îngheț nu te falimentează.